Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în fecioară. Haideți să vedem ce aduce energia acestei luni pentru voi dedicat. În primul rând, pe 3 iunie va avea loc evenimentul de lună plină din Săgetător, în casa a patra în cazul vostru. Casa a patra este casa familiei, a părinților, a trecutului, a locului în care voi aveți rădăcinile, strămoșii. În opoziție, vă luminează acest eveniment de lună plină, soarele din gemeni, din casa carierei, din casa chemării sufletului, a menirii voastre aici, în planul terestru. O lună plină înseamnă tot timpul finalitate, deznodământ, concluzie. Iar semnul săgetătorului spune, văd imaginea de ansamblu, pot interveni aici niște decizii legate de părinții voștri sau de casa copilăriei voastre. Vă puteți muta înapoi acasă sau vă hotărâți să vă mutați de acasă, voi singuri, independenți. Pentru unii acest eveniment de lună plină poate aduce etapa de pensionare, de retragere din câmpul muncii. Pentru alții dintre voi va aduce nevoia de a vă extinde și de a explora mai mult, de a începe un nou drum în cariera voastră, care să vă îndepărteze puțin de casă. Pentru alții dintre voi poate însemna achiziția unei locuințe, pentru care acum să începeți un plan de creditare. Toate acestea vin ca o conștientizare, după cum spuneam, în opoziție cu casa a 10-a, pentru că poate acum vă dați seama că aveți cu ce să susțineți planurile voastre de viitor din această perspectivă financiară. Pentru alții dintre voi poate aduce nevoia de a face ceva nou. Trebuie să vă stabilizați în carieră, trebuie să faceți niște studii pentru a vă asigura că puteți să vă susțineți casa sau să aveți casa pe care o doriți. Mergem mai departe și pe 5 iunie, Venus, planeta iubirii și a banilor, își începe tranzitul prin casa voastră a 12-a în semnul leului. Venus, planeta iubirii într-un semn de foc, este o energie foarte carismatică care vă permite o manifestare foarte creativă la acest nivel. Poate aduce aici vise, poate aduce aici indulgență, poate distracție, relaxare. Poate acum îndrăsniți să visați la o romanță de mult apusă, sau poate acum cunoașteți pe cineva foarte înțelept, atipic, de la care să aveți mult de învățat, care vă cheamă așa și vă îndeamnă energetic și nu știți de ce. Aici Venus îl va întâlni pe Marte, care se află încă din 20 mai în leu. Este o energie foarte senzuală, foarte erotică, care poate naște o pasiune ascunsă, o idilă despre care să știți doar voi și care să se petreacă doar în intimitatea voastră proprie. Casa 12-a înseamnă și escapism, vreau să fug de realitate, în timp ce Venus poate aduce aici un somn foarte bun, de calitate. Tot acum mai poate ieși la suprafață faptul că v-a rămas mintea la cineva, dar mai mult decât mintea, aș spune sufletul, inima, pentru că vorbim despre semnul leului, care vrea să strălucească. Aceste două planete stau aici ascunse și își fac planuri, nutresc sentimente de la distanță, în secret, pentru cineva, pentru o mare iubire. Mai poate însemna și faptul că poate v-ați îndrăgostit de cineva și acum este un moment bun și prielnic să dezvăluiți acest lucru, dacă doriți, pentru că energia leului vă va da suficient curaj și susținere în această direcție. Următorul eveniment foarte important din luna iunie este intrarea lui Pluto înapoi în Capricorn pe data de 11 în casa voastră a 5-a. Iată cum planeta iubirii stă ascunsă și nutrește sentimente, iar Pluto, planeta transformării și a regenerării, intră în casa romanței, în casa întâlnirilor, a îndrăgostirii, a hobby-urilor, a creativității, în casa copiilor, în casa lucrurilor care vă fac vouă cea mai mare plăcere. Aici se întoarce pentru o scurtă perioadă de timp, în timp ce este retrograd, până în octombrie, pentru a finaliza niște lucruri pe care voi le aveți aici încă deschise, încă pe rol, încă în discuție.
ceva la nivel profund psihologic a rămas aici în căutare de răspunsuri. Pluto este planeta puterii și a intensității, a profunzimii. Este guvernatorul sexualității, al intimității. Aici puteți întâlni pe cineva nou, alături de care să vă simțiți așa cum nu v-ați mai simțit niciodată. Sau poate arta voastră are nevoie să fie văzută, poate decide să vă transformați arta în profesie. Dacă vă doriți copii, este o perioadă foarte fertilă. Puteți să obțineți lucrurile pe care le doriți și la nivel de mici plăceri. Este și o casă a riscului și cumva Pluto aici spune, este momentul să îți asumi responsabilitatea și să te maturizezi puțin. Pluto a intrat în Capricorn în 2008. Ar fi indicat, dacă aveți cum și vi se aplică, să vedeți ce se întâmpla în viața voastră atunci, pentru că este un punct foarte bun de plecare. Mergem mai departe, tot pe 11 iunie, Mercur, planeta intelectului, începe tranzitul prin casa voastră a 10-a, prin casa carierei, prin casa profesiei, casa scenei publice, în care sunteți foarte vizibili, menirea voastră, unde veți avea parte de foarte multă activitate mentală, de idei noi, planuri noi, pe care le puteți pune în aplicare pe termen scurt, pentru a le finaliza și rapid. Însă atenție, că aici cumva energia lui Neptun poate împinge puțin și s-ar putea ca lucrurile pe care voi le începeți acum să aibă așa o doză de ambiguitate, să vă scape din vedere niște mici detalii care să vă încurce ulterior. Este bine să fiți cu băgare de seamă. Pentru unii dintre voi pot aduce idei noi de a vă schimba profesia sau puteți să o faceți acum. Gemeni înseamnă studiu, cercetare. Puteți începe cursuri noi care să vă ajute și să vă susțină în carieră. Studii care să vă ajute în carieră sau care să vă ghideze pe drumul cel bun. Sau puteți descoperi acum că poate vă place să lucrați cu copiii în cazul în care aveți vocație pentru a fi dascăli, profesori. Mergem mai departe, pe data de 17 iunie, Saturn retrogradează în Pești, în casa voastră a 7-a, în casa relațiilor conștiente 1-1, relația cu clienții, relația cu orice fel de parteneri cu care aveți un contract, relația voastră de lungă durată, sau poate de scurtă durată, dar serioasă, și relația cu iubita, iubitul sau relația cu soțul, soția. Această casă mai implică și ceva chestiuni legislative. Saturn, după cum spuneam, în martie este o energie grea, o energie profundă, cea care maturizează, cea care vrea structură și ordine. În casa șapte aici, pentru voi în Pești, cere eliberarea de traumă și de karmă ancestrală și cere eliberarea de sacrificiu inutil. Drept urmare, sub această reevaluare sau retrogradare, Saturn va scoate la suprafață toate lucrurile care nu funcționează în relații. Relațiile pe care le-am enumerat anterior. Dacă ceva nu funcționează în acord cu dorința voastră sau așa cum trebuie, Saturn va scoate la suprafață aceste lucruri. Pentru ca voi ulterior, pentru următorii 2 ani și jumătate, să puteți lucra la aceste aspecte importante. Pe unii dintre voi vă eliberează dintr-un sacrificiu, iar pe alții dintre voi vă împinge către maturizare, către nevoia de a deveni responsabil și de a vă asuma partea voastră de intervenție în cuplu sau rolul pe care voi îl aveți în parteneriate. Și toată această schemă înaltă va fi făcută prin ceilalți, pentru că este casa balanței, adică casa celorlalți, care vor veni către mine sau îmi vor oglindi lucrurile la care trebuie să reflectez îndeaproape. Și în sfârșit, pe 18 iunie, are loc evenimentul de lună nouă din Gemeni, tot din casa 10-a. Este așa ca o binecuvântare pentru voi în această lună să aveți atenția pusă pe partea profesională, pe ceea ce vreți voi să faceți acum, pentru că întreaga astrogramă a voastră dedicat este legată și interconectată. Prin Venus în casa 12, ce iubesc eu cu adevărat, prin Saturn în casa 7, cu cine ești în parteneriat, prin Pluto în casa 5,
Care este bucuria vieții tale? Unde simți tu bucurie cel mai intens? Prin Jupiter în casa noua, care va face conjuncție cu nodul nord și care va veghea așa puțin și va transmite optimism către Saturn, către casa a șaptea. Așadar, este o lună foarte bună ca acum prin această lună nouă din Gemeni să vă trasați intențiile și direcția corectă în viață, pentru că această casa a 10-a o precede pe cea a 11-a, care este casa idealurilor și a viitorului, urmând ca mai apoi și Soarele și Mercur să ajungă acolo și să vă ajute în materializare, să faceți câte un pas, câte un pas către viitorul pe care voi vi-l doriți. Să vedem ce ne spune și energia tarotului în relații pentru Fecioară, pentru luna iunie. Relație, planul material și planul emoțional spiritual. Cu Jupiter în casa nouă acolo și cu nodul nord, este ca și când, indiferent cât de pierduți v-ați simți, aveți o lumină, lumina farului, lumina nordului. Totul este să conștientizați și să vă doriți acest lucru. Puteți avea parte pe parcursul acestei luni de mentori, de oameni care să vă sprijine în ascensiunea voastră spirituală, care să vă deschidă drumul atunci când aveți nevoie sau să vă întindă o mână de ajutor. Acum să vedem pentru voi care este binecuvântarea acestei luni sau ce anume va fi de maximă importanță pentru voi dedicat. Relația, nici nu-i de mirare cu Saturn retrograd în Pești în casa a șaptea, relațiile vor fi puse sub lupă. Iată, parteneriatele sau poate chiar căsnicia sau relațiile de tot felul pe care le aveți contractual semnate. Poate aveți de-a face cu cineva din balanță sau din semnul opus, din berbec. Luna martie, cineva din pești, Saturn în pești retrograd în casa a șaptea sau cineva din berbec, dar și semnele opuse, fecioară, voi sau balanță. O energie a începuturilor, puteți cunoaște într-adevăr acum pe cineva foarte mistic, foarte aparte, foarte rar așa sau poate foarte atipic din punctul vostru de vedere, cu care să începeți o relație frumoasă, care să vă ajute să vă maturizați sau care să vă aducă ceva transformare în viață. Și vorbesc în întreg contextul astrologic. Și noiembrie sau Scorpionul și Capricornul. Și iată cum cei doi titani vorbesc, desigur, Pluto, guvernatorul Scorpionului și Saturn, guvernatorul Capricornului. Este important în această lună să te trezești și să îți preiei controlul asupra vieții. Să ai concentrare, direcție și voință prin Pluto în casa a cincea în Capricorn și să remediezi lucrurile care nu funcționează sau să te maturizezi la nivel de relație pentru că nu poate persista sau continua un anume tipar învechit care necesită eliberare, o karmă, da? Un efect. Un tipar repetitiv. Dacă vă doriți să îmbunătățiți ceva în zona relațiilor, transformarea este necesară și maturizarea deopotrivă. Sau puteți întâlni pe cineva care este mai mare de vârstă ca voi, de care să vă îndrăgostiți în secret, cu Venus și Marte în casa a 12-a, care să stârnească în voi pasiune ascunse, foc, dorință, tigru, dorință, fac ceva riscant, dar mi-asum o șansă, Pluto în casa a cincea, în casa riscului, pentru că acel risc mă poate transforma, mă poate ajuta să ies din zona de confort și dacă îmi place ceva, să obțin. Pe de altă parte, atenție că s-ar putea voi să aveți un tipar al riscului acolo plantat în subconștient și să nu vă dați seama atunci când riscați ceva, cât de mult riscați, să vă pierdeți controlul sau autocontrolul. Fulgerul, să vă controlați furia sau
Apoi apar regretele. Iată cum magia lovește din nou, întâi spun și apoi apar cărțile. Da, este o lună a autocontrolului și este cumva o șansă unică, să știți, pentru noi toți să avem parte și să beneficiem de această energie a arhetipurilor acum în mișcare, pentru că este un construct foarte dinamic, dar cu care ne întâlnim o dată în viață. Putem beneficia sau trece pe lângă noi, dar cu toate acestea, realitatea noastră se dărâmă în fața ochilor noștri. Ce mai avem aici? Un nivel de înțelegere foarte înalt cu Jupiter și nodul nord, acolo în conjuncție în casa voastră a noua. Înțeleg lumea dintr-o perspectivă mai amplă, la un nivel mai înalt, înțeleg schema de funcționare a lumii în care trăim sau pur și simplu capăt maturitate, mă maturizez în toate zonele din viața mea. La nivel emoțional mă maturizez și înțeleg poate iubirea diferită acum sau am parte de emoții, am parte de îndrăgostire, am parte de senzații noi, profunde, puternice, intense, care îmi zdruncină poate stima de sine sau care îmi redau încrederea în mine însumi, însămi. Să vedem. La nivel de relații, la nivel de relații, iată, Saturn în casa 7-a în pești vine cu nevoia de a fi văzut, dar poate este o energie copilăroasă sau poate Pluto din casa 5-a vă spune, ok, ai copilărit suficient de mult, acum trebuie să treci la următoarea etapă. Cum o faci? Pentru că aici ai foarte multe dorințe și iubirea este aici pentru tine, dar trebuie să ai parte de echilibru și să-ți armonizezi viața. Aici mai poate fi și casa nouă cu nodul nord. Vă simțiți unii dintre voi lipsiți de direcție. În relație, unde voi aveți sentimente pentru cineva, dar iată că și cineva are sentimente pentru voi. Sau acestea sunt doar gândurile voastre foarte pesimiste, mai ales de când Saturn a intrat în casa a șaptea și după o perioadă foarte lungă de timp unde v-a stat în casa a șasea, este ca și când tot timpul a fost acolo o poziție de inegalitate la nivel de întâlniri, la nivel de romanță. Tot timpul ați fost voi cu un pas mai jos decât partenerul vostru. Este acum un moment foarte bun să echilibrați această balanță, dar să înțelegeți voi că nu trebuie să sacrificați ceva sau să dați de la voi, dar trebuie o atitudine corectă pentru că avem aici balanța, casa a șaptea. Pentru alții dintre voi vreți pe cineva în mod deosebit pentru care aveți sentimente, dar cu care aveți aici o relație karmică. Pentru 9 de spade, puteți ieși din această relație karmică fix prin retrogradarea lui Saturn în acest moment. Ei, nu, ca așa ceva, 9 de spade. V-ați pierdut conexiunea cu sufletul vostru, sunteți deconectați de la țelul vostru mai înalt, de la spiritul vostru, spiritul casa noua, care, să știți că acum este reactivat prin conjuncția dintre Jupiter și nodul nord. Deci aveți aici parte de susținere, trebuie doar să vedeți și să vreți, pentru că acesta este un nivel de anxietate destul de nejustificat. Este cumva totul în mintea voastră. 9-9 sunt două cicluri care se încheie. Pe de o parte vreți ceva, dar vi se pare imposibil, intangibil, foarte îndepărtat. Sau poate aveți un partener la distanță, în altă țară, sau are o altă cultură, sau vreo nereușită pe alte meleaguri să fie aici în discuție. Poate acolo v-a scăzut stima de sine. 9 de cupe. 9 de cupe are cavalerul de spade. Cavalerul de spade este o energie foarte impulsivă. Acționez din impuls și iau decizii destul de irațional. Tocmai de aceea, acum, în toate arile din viața voastră, mai ales în zona de relații,
Acest cavaler de spade spune așa: da, totul se întâmplă foarte rapid, dar se ard niște etape foarte importante, ori voi sunteți un semn de pământ destul de calculat. S-ar putea să articulați ceva foarte rapid în legătură cu partenerii voștri, unde să scăpați și ceva critică sau să vă impuneți poate prea mult dorință și atunci nu este echilibru. Partenerul vostru, deși vă iubește, să nu vă înțeleagă pe deplin. Regele de cupe are regele de monede. Unii dintre voi puteți ajunge la o altă etapă în relația voastră, unde dacă înțelegeți dinamica relațională și vă transformați pe interior și dacă simțiți această intensitate, ea se poate acum transforma în concret prin retrogradarea lui Saturn, unde lucrurile pot deveni posibile pentru voi cu ajutorul lui Jupiter din casa noua care veghează. Aici unii dintre voi vă puteți căsători. Da. Sau puteți acum să deveniți mai maturi, mai înțelepți, ajungeți la această stare de echilibru interioară care vă oferă șansa acum unui parteneriat tradițional. Pentru 6 de cupe avem 10 de cupe. Unui parteneriat tradițional, împlinirea sufletului. Pentru alții dintre voi să știți că schimbați merele cu perele. Lăsați în urmă pe cineva, o iubire veche, mai ales că Pluto va reactiva această temă a unei iubiri, și Venus și Marte din trecut, pentru a merge către altcineva mai înțelept, care vă împlinește. Este ca și când universul aici v-a pus, iată, în cale, vedeți, prin acest copil mic pe beluș, o ocazie. Este o oportunitate pe care ar trebui să nu o ratați. Nu se mai întoarce Pluto aici, nu vă mai dă aceeași putere, concentrare și forță să duceți la bun sfârșit niște lucruri importante. Turnul, o trezire cu Marte în casa 12 acolo, poate aveți de eliberat un tipar de energie sexuală, poate prea intens, o ceacră sacrală ușor dezechilibrată sau poate sexualitatea este în discuție aici și sunteți, nu știu, pudici sau există provocări la nivel de intimitate care acum se pot încheia, se pot alchimiza, le puteți integra și depăși. 10 de monede. La nivel de cuplu, iată, unii dintre voi aveți așa niște zguduiri din acestea, niște interferențe la nivel de relații, tocmai pentru ca voi să aveți succes ulterior și să vă redescoperiți emoția. Poate intrase totul într-un circuit care nu mai era circuit, ci era mai mult o linie dreaptă, circuitul intrase în linie dreaptă și cumva nu mai exista niciun stimul emoțional și nu mai aveți pentru ce să luptați. Aici avem un munte. Muntele înseamnă în Lenormand că nu-i cale ușoară, dar înseamnă că atunci când am cucerit muntele acesta, fericirea este deplină și absolută. Puteți să vă asumați un risc și să luați această șansă unică, dar atenție, da, la modul impulsiv pe care poate îl aveți de a face lucrurile. Mai luăm aici niște cărți, să vedem la nivel de relație. Scut! Trebuie să înveți să te aperi. Saturn în pești în casa voastră a șaptea, mai ales acum în retrogradare, vorbește și despre cei care v-ați poziționat foarte mult timp într-o poziție de sacrificiu. Cu pești în casa șaptea este sacrificiu. Este și escapism sau atunci când lucrurile merg greu, mă retrag în lucruri care au legătură cu escapismul și nu mai vreau să văd realitatea așa cum este ea. Deci, un scut. Este bine să vă protejați puțin emoțiile, dar prin a fi maturi. Osul dorinței. O dorință vi se poate îndeplini.
la nivel de relații, da? Există transformare aici și turnul acela vine ca o binecuvântare. Cățelul. Protecție de la un prieten sau printr-un prieten puternic. Jupiter din casa nouă în conjuncție cu nodul nord. Drumul vostru e drumul vostru. Puteți să vă opuneți că tot acolo ajungeți. Dacă vă transformați, veți avea parte de împlinire în relație și de abundență. De ce nu? Felinarul. 55. Cineva vă răspunde afirmativ la invitație, la risc. Cineva poate să riște alături de voi. Sunteți în căutarea unor lucruri, veți întâlni pe cineva care caută aceleași lucruri ca și voi. Vă veți reflecta reciproc. Pe de altă parte, această carte îmi seamănă și a Eremit, care este arhetipul vostru. Din întuneric văd lumina, caut steaua și direcția. Steaua este în fața voastră. Trebuie doar să deschideți ochii. Acum, în momentul prezent, prin alegerea voastră, se naște ceva în planul fizic. Din nou, o lumină. Trebuie să oferiți voi sau să vă raportați voi corect și concret la lucrurile pe care le aveți și să fiți recunoscători pentru toate experiențele voastre de până acum, pentru că acestea sunt reale binecuvântări. Mai departe, pe planul material. 10 de monede și până la urmă totul va fi bine. Eremitul, 3 de spade și 5 de spade. Aici, pe planul material, cu luna plină din săgetător, este momentul acum să vă eliberați de casa părintească pentru unii dintre voi. Sau să vă întoarceți acasă pentru că prea mult ați zăbovit pe meleaguri străine. Pe de altă parte, aici vorbim despre o neîmplinire la nivel financiar și iată că prin activitatea intensă din casa 10-a din Gemeni puteți vă faceți un plan nou. Dar pe termen scurt, important este să mișcați energia și să aveți grijă la Neptun pentru că vă scapă din vedere niște lucruri. S-ar putea să aveți totuși prea repede niște lucruri. Iar Fecioara, fix în opoziție cu Neptun, da, fix în opoziție cu Peștii, vă spune în felul următor. Atenție la detalii. Fă planul, dar atenție la detalii, pentru că obții ceea ce îți dorești în casa 10 la nivel de carieră. Un serviciu nou, da, poate apărea aici, dar trebuie să vă fie clar ce vreți să faceți. Puteți lăsa în spate, fără dar și fără poate, aceste certuri. Aceste lucruri pot însemna și Saturn în casa 7-a, îmi dau demisia și plec către altceva, la depărtare, casa a 9-a, în străinătate, mă relochez, poate însemna întreaga schema lucrurilor aici. Să vedem, 5 de spade, un compromis, trebuie să fac un compromis. De ce trebuie să faceți un compromis aici? Soarele, casa a 10-a, soarele în Gemeni în casa a 10-a. Nu trebuie să faceți un compromis, trebuie doar să aveți curaj și concentrare, să faceți lucrurile pe care vi le doriți, dar organizat. Pajul de spade, iată din nou energia Gemenilor. Prin luna 9, da, poți atinge marea cu degetul, pentru că ai acces, dar, din nou, conștientizează că este mare și că o poți face pe o platformă, pe ceva solid sau de pe țărm. Și 10 de monede, faetonul, sunteți pe direcția potrivită, aveți susținere, puteți să ajungeți acolo unde vă doriți. Trebuie doar să vă asumați unii dintre voi un risc, să aveți curaj și să fiți foarte atenți la impulsivitate. L-a făcut prea repede. Pe plan spiritual sau emoțional, turnul. 2 de băte, cavalerul de spade și 8 de băte. 8 de băte spune, vreau să vorbesc, să comunic, dar atunci când o fac prea impulsiv și apoi regret și stric tot sau pierd tot pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi ați avut parte aici de o finalitate care v-a lăsat pe gânduri cu lumea în mână, practic, și eu acum
Ce fac? Către ce mă îndrept? Pentru că vreau neapărat, dacă ar fi după voia mea, să mă îndrept către ceva din trecut. Dar energia spune înainte și sunt la o răscruce de drumuri. Acestea sunt niște planuri pe care le pot pune acum în aplicare prin energia gemenilor, pe termen scurt. Doar voință să am să mă extind. Aceasta este o carte a săgetătorului, care din nou îmi vorbește despre luna plină din casa a patra, din data de 3 iunie, care va avea un efect destul de îndelungat. Trebuie să mă mut, trebuie să plec la drum, trebuie să fac ceva, dar ce? Aceasta mai este și trezire spirituală. Lumea, așa cum o știu eu, s-a schimbat. Vine către mine foarte multă informație pentru care am nevoie de ghidare și de clarificare. Și aici să apară în discuție Jupiter din casa noua, care vă împinge către un mentor, către cineva care are cunoaștere spirituală și vă poate susține. Turnul ce a adus aici. 8 de bâte. O promisiune a rămas în aer. Ceva ce am vrut n-a ieșit cum am vrut. Sau una am crezut, alta s-a întâmplat. Sau această revelație, universul vă vorbește prin înaltul preot, prin misticism, prin cunoaștere, prin cunoaștere înaltă, prin schimbare, prin ascensiune, trezire spirituală. 8 de monede, care are legătură cu faptul că voi vă manifestați singur viața. La nivel medical aici poate însemna că toate drumurile duc către o instituție, către un medic cu care aveți de lucrat, unii dintre voi la nivel de stomac, alții dintre voi vreți o schimbare la nivel de corp fizic, alții dintre voi atenție la ce este în plus, ce este prea mult, iar alții dintre voi atenție la lucruri toxice, cum ar fi lichidele carbogazoase sau alcoolul. Asul de cupe. La nivel spiritual, voi sunteți în prag de nouă viață și de ceva luni bune simt energia asta pentru foarte mulți dintre voi. Canalizez aici energia în această formă și manieră, iar alții dintre voi sunteți față în față cu o iubire de suflet foarte puternică și foarte stabilă. Sau ați cunoscut pe cineva care v-a făcut să vă treziți spiritual, care v-a trezit la viață, la viața reală, sau cunoașteți acum prin intermediul acestor tranzite pe cineva diferit, așa cum nu credeați voi că există sau poate exista. Talismanele. Luna nouă va fi foarte importantă pentru cariera voastră, pentru că veți schimba direcția sau aveți o șansă pe care ar fi bine să nu o ratați. Saturn în pești va fi acolo pentru voi în casa șaptea, un mare mentor care vă împinge către maturizare, către eliminarea unor tipare vechi. 3, 2, ok, întâlnirea sufletului potrivit pentru voi, dar un suflet așa cum n-ați mai văzut, n-ați mai întâlnit. Intuiția, cineva foarte intuitiv, foarte înțelept, poate apărea aici pentru voi. Din nou, o lună nouă, care înseamnă că și persoana respectivă este aliniată cu voi. Este ceva agreat din planul eteric, aveți protecție cu Jupiter în casa nouă. Pentru 12 luni, clar, veți deveni mai înțelepți, veți înțelege tâlcul. Este important să eliminați acest bagaj la nivel de relație pentru a putea triumfa, pentru a vă putea înălța. Pentru alții dintre voi, lăsați în urmă o lume veche pentru a merge către o alta nouă. Pentru a merge peste meleaguri, către altă țară, către alt loc sau vă relocați, plecați de acasă în altă parte. Alții dintre voi veți avea cu aceste tranzite prin casa voastră a 12-a, a lui Marte și Venus, niște lucruri foarte frumoase de iubire, despre iubire. O acceptare este importantă aici pentru că, iată, Saturn de 3 ori va avea legătură cu relațiile voastre. O iubire, vă îndrăgostiți de cineva care vă transformă
Sau dragostea pe care voi o simțiți pentru cineva este transformatoare și este menită să vă înalțe, să vă scape de karmă veche, de credințe vechi. Iată, sufletul acesta, intuiția voastră va fi ascuțită, trebuie să o lucrați. Avem aici un cavaler, să vă puneți în mișcare sau lucrurile s-au pus în mișcare cu sau fără voia voastră. Avem aici inițialele C, I, G și I. Gemeni sau suflete oglindă, da? Cineva care vă reflectă foarte profund, foarte intens. Ceva ce voi aveți în suflet, în subconștient foarte puternic și trebuie să eliminați. Sau o iubire puternică apare aici. 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 Aici și acum. Poate o dată de 23 are legătură cu voi sau cineva din semnul gemeni. Cineva care simte ca un geamăn sau zona casei a 10-a este foarte importantă. Sunteți în fața unui nou drum. Nu-l ratați, nouă oportunitate, nu ratați. Mediile de socializare pot fi un bun drum pentru voi, o cale de explorat. Casa a patra, foarte important, este nevoie să conștientizați ceva ce are legătură cu părinții, casa, strămoșii, neamul, o proprietate sau dacă doriți să vă cumpărați, la ce rate vă încadrați, să calculați lucrurile foarte bine în funcție de serviciul pe care îl aveți sau pe care îl schimbați acum. Din nou, amprenta pusă foarte mult pe iubire, iată, pe casa 5-a, cu Pluto acolo. Pluto vine cu energie sexuală, profundă, intensă, transformatoare, cu întâlniri profunde, cu tremurat de buze. Leul, activitatea din casa 12-a, din leu, sau poate cunoașteți un leu, pe cineva cu o forță vitală, pe cineva magnetic, extraordinar de magnetic, care vă salută sau puteți începe să vorbiți cu cineva care vă schimbă. Aici este și în altul preot, ceva ce acum începe așa ca o joacă de copii, pentru că vorbim despre casa a 5-a, se transformă într-o relație de lungă durată, în acea relație. O altă coroană, vă potriviți. Eliminați aceste tipare din relații pentru că, iată, v-au dus la os înainte. Trebuie stabilitate, maturitate, responsabilitate. Cineva foarte atrăgător aici sau voi sunteți foarte atrăgători. Vă oferă o șansă, aveți parte de o bucurie, de succes, de respect și de recunoaștere, chiar dacă Venus și Marte sunt ascunse. Pentru unii dintre voi puteți avea o relație secretă sau vă îndrăgostiți în secret, după cum am spus, și este bine să lăsați la suprafață aceste lucruri. Iubirea nu trebuie tăinuită. Despre iubire trebuie să cântăm, să scriem și să povestim. Dragii mei, eu vă mulțumesc tare mult. Sper să aveți o lună iunie minunată. Să fiți bine, iubiți, sănătoși și în armonie cu voi și cu sufletul vostru. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!